începând cu 15 noiembrie vor începe să se mute, iar deschiderea oficială cu public, cu tot ce trebuie, o să facem în 1 decembrie, pentru că e Ziua Națională a României și ne-am gândit că ar fi potrivit să deschidem atunci piața. Peste 300 de mese, spații delimitate pentru fiecare gen de produse, instalații sanitare și copertină nouă. Acestea sunt numai câteva dintre îmbunătățirile de care se vor bucura comercianții, dar și cumpărătorii din piața Badea Cârțan. Din data de 1 decembrie aici vor putea vinde doar cei care vor scoate pe masă produse naturale, tradiționale, iar pentru un aspect mai plăcut al zonei, primul rând va fi ocupat de comercianții de flori. Piețarii speră ca odată cu mutarea în locația inițială a pieței să le vină mai mulți cumpărători. Oamenii au fost învățați dincolo. Să sperăm că o să fie mai bine. Au pus buticurile pe lateral. Poate nu mai fi atâta curent. În plus, autoritățile timișorene promit că niciunul dintre buticurile cu marfă înghesuită pe rafturi nu mai are ce să caute în piața Badea Cârțan. Cât despre piața Traian? Comercianții de aici vor fi treptat mutați în noua locație renovată. Autoritățile intenționează ca de la anul în piața Traian să funcționeze prima piață de meșteșugar din oraș. Suma pe care autoritățile locale au alocat-o pentru modernizarea pieței agroalimentare din Badea Cârțan depășește 1 milion de lei.